Bine ați venit la o altă lecție despre CSS Layout. În această lecție vom învăța cum să inserăm o bară laterală, sidebar. Haideți să intrăm mai întâi în ce am creat până acum. Vom crea o bară laterală, sidebar, da, ca aceasta, dar o să fie numai pentru imagine. Această bară, sidebar, da, va avea doar imagine, da? Nu va avea culoare, nu va avea, va avea doar o imagine și va fi pusă aici. Bun, în primul rând vreau să vă arăt că imaginea pe care o inserez nu contează ce dimensiune are. După cum vedeți, are dimensiuni foarte mari. Haideți să dăm proprietăți, poate se vede mai bine. Details. Da? Și am dimensiuni lățime de 5000 și înălțime de 4000. Nu contează, o să le facă automat, o să le restrângă, n-o să pună pe întreaga pagină. Bun, haideți să mai creăm mai întâi ceea ce trebuie. Deci creăm sub side right, da? Al doilea side right, un alt div. De fapt, hai să fac așa. Un alt div, da? Și îl închidem aici. Bun. Și înăuntru inserăm imaginea img src, da? Egal. Cum mai este că se numește imaginea noastră. Vreau să precizez că tot așa trebuie totul să fie în același folder ca să vă găsească imaginea, da? Toate documentele în același folder. Și a tech big size. Ok, și are extensia JPG. Această poza mea putea să fie PNG, GIF sau tech big size jpg și o închid aici și vreau să vă arăt că aici vom insera clasa, nu în altă parte, și o vom denumi image sidebar, da? Image sidebar. Observați că nu am inserat clasa în div, am inserat clasa în imagine, da? Chiar dacă am creat o secțiune logică div. Așa, și acum dacă îi dau un refresh normal, da, îmi va încărca imaginea pe toată pagina. Și haideți să ne ducem înapoi aici și intrăm în style și CSS. Ca să creăm reguli pentru această clasă și sub side right o să scriem, da, mă uitam că main este deasupra lui side right, ar fi trebuit să mut side right-ul în primul rând. Da? Haideți să-l mutăm aici ca să fie cum trebuie. Ordonat. Bun. Și side right. Bun. Să creăm clasa, da? Image side bar. Reguli. Reguli. Image sidebar. Bun, e bine. Și haideți să începem să scriem proprietățile. Deci n-o să-i dăm un fundal, pentru că nu vrem ca imaginea să aibă fundal. 300. Îi dăm o lățime.
300 de pixeli, o să vă explic, pardon, 300 de pixeli, nu... O să vă explic imediat și de ce am calculat 300 de pixeli astfel. Float. Așa. Border radius aveam. Avem pe aici un border radius, ca să nu mai stau să... Așa. După care avem margin. Ca în main. Ca în main, ca în sidebar. La fel. Așa. Font size nu avem nevoie de el pentru că este o poză și nu scriem în poză, da? N-are rost să-l punem. La fel și background color. Nu trebuie să-l punem, că o să iasă urât cu un background, decât imaginea. Deci avem width, float, border, margin și clear right. Bun. Haideți să vă explic de ce am pus 300 de pixeli aici. După cum observați, în celălalt, în side right, da, aveam padding-ul de 20 de pixeli. Da? Iar dacă îi puneam padding și în imagine, atunci imaginea se redimensiona. Astfel nu îi adăugăm proprietatea padding, dar trebuie să numărăm pixeli din padding. Și acei pixeli din padding o să îi dăm lui width, da? Lățimii. Și zicem padding 20 în stânga, padding 20 în dreapta. A, deci fac 40 de pixeli. 40 cu 260, 300 de pixeli. Dimensiunea lui image sidebar, da, trebuie să se potrivească cu dimensiunile lui side right. Da? Și haideți să ne ducem să mai dăm un refresh acum. Și din poza asta mare care este ea, da. Haideți să mă duc aici. Dau refresh. Și da, mi-a redimensionat-o cum trebuie aici. Da? După cum observați. Și o să mai țin un pic ăsta așa. Să mă uit în... Oh, pardon. În cod să văd. Da, totul este bine. Și cam asta a fost și cu această lecție.